Bună tuturor și bine ați venit la un nou videoclip pe canalul Investește Simplu. Ei bine, în videoclipul de astăzi vreau să ne uităm un pic la cu totul și cu totul altceva. După cum ați văzut și în titlu, am retras din contul meu de investiții de pe BT Trade primii bani. Da? Efectiv, am primit dividendul de la OMV Petrom și am retras banii. Am retras banii pentru că e prima dată când am făcut acest lucru, când am retras niște bani de pe cont. Efectiv, niște dividende o fac pentru a vedea mai mult ce înseamnă, dacă cumva mai sunt alte comisioane ascunse sau nu, pentru a vedea timpul de retragere și toate cele, da? În momentul de față, eu am primit un dividend de la OMV Petrom de 2094 de lei. Da? După cum putem să ne uităm și în istoricul activității noastre, vedem că avem un dividend fix de cât am calculat eu în acest Excel, și anume 2094 de lei am avut eu rotunjit, dar de fapt a fost 2093,38. Da? Deci eroarea mea de calcul a fost foarte, foarte mică. Probabil și din cauza că acest lucru nu este cu zecimale, da? Deci probabil eu am greșit real, de fapt, 20 de bani. Ei bine, după cum probabil unii dintre voi știți, BT Trade-ul are un comision pentru plata de dividend. Nu contează de ce sumă este, ei îți rețin 10 lei. Ceea ce înseamnă că real eu am încasat ca și dividend 2083 de lei, da? Vreau să ne uităm un pic să vedem cât a durat retragerea. În momentul de față sunt tot în data de 7-6 când filmez și vedem că eu am retras de pe cont 2083 de lei. Am retras undeva în jurul orei 2, da, ceva de genul. Am primit banii fix în aceeași zi în contul meu. Țin să menționez că eu de fapt aici am un cont bancar unde mi-am retras banii nici de cum la BT, da? Pentru că contul unde am încasat eu acest dividend este în Raiffeisen. Și după cum vedeți, am aici și plata făcută în contul meu de Raiffeisen. Și anume, BT Capital Partners a transferat 2083 de lei. Da? Deci am primit efectiv în aceeași zi dividendul chiar și în contul meu personal. Da? Pe urmă, ce vreau să fiu un pic special este că eu efectiv am retras de la un ATM suma aceasta, am retras 1500 de lei și apoi încă 600 de lei pentru un anumit lucru, da? În total am retras 2100 de lei pentru că n-am putut să selectez 2083 de lei. Am făcut acest lucru dintr-un simplu motiv. Unul la mână pentru că nu am retras absolut niciodată de pe cont. Eu toți banii aceștia o să îi reinvestesc înapoi în contul meu de investiții. O să reinvestesc cel mai probabil tot în OMV Petrom, cam asta o să fie mișcarea mea, doar că ce a fost un pic diferit la acest dividend este pur și simplu că eu de fapt chiar am scos banii să văd și să vizualizez ce înseamnă de fapt un dividend și ce înseamnă de fapt că banii mei muncesc pentru mine. În momentul de față aici, după cum puteți să vedeți, am 2100 de lei. Da? Efectiv, aceștia sunt banii făcuți din dividende pe care eu o să-i reinvestesc. Doar că am vrut să fac treaba asta și anume să retrag toți banii din aceste dividende pur și simplu să văd asta. Pentru că odată ce văd treaba asta, cumva îți dai seama că de fapt chestia asta e 100% reală și că nu sunt doar niște cifre. Pentru mine, lucrul ăsta chiar contează destul de mult pentru că noi vedem acolo niște cifre care se schimbă, cresc, scad cu timpul. Dacă înveți treaba asta, realizezi că de fapt ce faci tu e real și ce faci tu poate scala foarte mult. Ei bine, nu știu să fi avut prea multe luni în care eu puteam să pun deoparte banii ăștia sau puteam să investesc 2100 de lei. Mai exact 2083 cât am luat din dividend, dar am retras 2100. Deci 2083 de lei sunt niște bani pe care și dacă îi primesc o singură dată în an, ținând cont că eu mai și am peste suma mea investită în acest cont, sunt niște bani făcuți din venit pasiv. Și pentru mine treaba asta să-i văd aici la mine în mână și să realizez că tot procesul acesta de la istoric activitate
și anume acesta de retragere efectivă și de a ajunge aceeași sumă la mine în mână, în fix, o zi, cumva îmi dă o putere și îmi dau seama că, de fapt, ce țin la mine în mână este efectiv rodul muncii și al investițiilor mele din ultimii ani. Eu toți acești bani o să-i reinvestesc. Nu mă ating de nici măcar un leu. Din contră, o să investesc 2100 de lei. Cei 17 lei care o să fie în plus, nu o să-i reinvestesc în OMV, o să-i las momentan pe cont, da? O să vedem exact ce se întâmplă. Dar, pentru mine treaba asta de a ține banii, de fapt, din dividende în mână și de a realiza că ce am făcut eu până acum începe ușor-ușor să îmi plătească un mic randament, chiar dacă randamentul din dividendul meu de la OMV Petrom nu e unul foarte crescut. Eu am câștigat 2000 de lei după o sumă investită de 28.400. Vreau să facem un mic calcul, să vedem exact ce randament am avut eu de fapt. În momentul de față, după cum am spus, eu am investit 28.401 lei cu tot cu dividendele reinvestite, dar până la urmă și dividendele reinvestite puteau să fie la mine în mână și cumva în cazul acesta vreau să le calculez ca și sumă investită de mine, da, pentru că până la urmă nu am retras banii, nu m-am folosit de ei, ci efectiv i-am multiplicat, am avut o dobândă și un randament de 7,37% la acest dividend, da? După cum vedeți, dacă am un randament de 7,37%, ca și valoare de dividend ar veni la 2093 de lei. Deci, clar, în zona asta, la 7% randament, deja primesc o sumă relativ decentă. Nu e un lucru care să mă stagneze, ci efectiv e un lucru pe care pot să-l vizualizez pentru a reuși să mă țin ancorat în zona asta de investiții, pentru a reuși să-mi dau seama că de fapt ce fac din venit pasiv este foarte, foarte frumos când efectiv doar deții niște lucruri care efectiv îți produc bani, 2000 de lei. Nu știu, mi se pare super, super faină ideea asta din spate. Sper că înțelegeți și voi la ce mă refer. Sper că nu o să o luați cu nume de rău, pentru că efectiv vin și îți fac cu banii așa în față, pentru că nu asta e ideea. Ideea e în felul următor, fiecare dintre voi, când aveți un obiectiv sau orice lucru pe care voi vreți să-l faceți, din când în când, și ar fi bine cât de mult puteți, să încercați să faceți lucruri care vă dau de fapt o mică satisfacție și vă fac să vizualizați că sunteți din ce în ce mai aproape de acel obiectiv. Ei bine, în cazul meu, treaba asta că văd banii ăștia în mână, care efectiv am istoricul și retrași din zona asta, nu poate decât să mă bucure. Nu poate decât să mă ambiționeze, să fac din ce în ce mai mult. De ce să nu fie în mână, în loc de 2000 de lei, 20.000 de lei, fără să fac nimic? Asta e ideea. Asta e ideea din spate de venit pasiv. Dar până nu o vizualizezi, sunt doar niște cifre, mai ales în portofolii. Valoarea portofoliului fluctuează foarte, foarte mult și nu realizezi de fapt ce înseamnă 2000 de lei. Azi ai, mâine nu ai. După cum vedeți, în 7-a, 6-a, acum, valoarea mea de portofoliu este 113.000. După ce o să reinvestesc acești bani, o să fie 115.000. Dar după cum vedeți, săptămâna trecută, în 31, portofoliul meu arăta cu totul și cu totul altul. Da? În cazul de față, sunt doar niște cifre pe un ecran. Dar când vezi treaba asta în mână, deja nu mai sunt niște cifre. Este o chestie reală de care te poți agăța și îți dai seama că, de fapt, tot ce se întâmplă e 100% real. Trebuie doar să crești, trebuie doar să excelezi în ceea ce faci tu și să crești, de ce nu, volumul de muncă și randamentul. Sunt curios cum ți se pare acest videoclip. Sper să vă ajute cât de puțin și pe voi și să vă ambiționeze în zona aceasta de a reuși să vizualizați obiectivele voastre. De aia mai de mult făceam comparații cu mașini. O să mai fac treaba asta pentru că vreau să vizualizez portofoliul meu de investiții, portofoliul meu de acțiuni, pentru că dacă nu reușesc să le vizualizez constant, nu realizez că de fapt există o creștere și de fapt
treburile sunt 100% reale. Sper că ți-a plăcut acest episod. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi. Dacă nu ți-a plăcut, te rog să lași un comentariu să-mi explici de fapt ce nu ți-a plăcut, pentru că în felul ăsta pot să învăț și eu și de ce nu poate, pot învăța și alții de la tine. Și până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul.